Da, am revenit după două piese foarte frumoase. Să le spunem telespectatorilor că tot ce se întâmplă aici este live, adică nu e bandă. Nu, se cântă live, nu e cu cum vin mai nou artiștii cu CD-ul, cu placa, cu sticul. Cu sticul, cu sticul, nu e cu sticul, e totul live, ați văzut, și e ceva deosebit. De altfel, în fiecare an avem așa o manifestație, să spunem așa, un eveniment deosebit. Și bucatele, să știți că au fost foarte bune. Și sunt filmate doar din partea asta, dacă deci din partea asta nu le putem filma, că deja sunt, e ca la, știi, e gol, e capcană. Mulțumim încă o dată celor de la Cocoșul de Aur, mulțumim tuturor. Dacă e să-i salutăm pe, nu știu, pe toți românii din Europa, l-aș întreba acum pe Cristi, din nou întrebare pentru el și echipa lui, unde v-ați dori să cântați? Pe ce? Și noi care suntem, reacția românilor de dincolo? Da, noi suntem împărțiți în Italia, în Spania mai mulți, da, prin Anglia, da. Am văzut mai nou Cristi. Eu am să merg și să cânt în multe comunități ale românilor, în Italia, în Franța, în Germania, în Spania, în Israel. Și să știți că românii își iubesc foarte mult acolo țara și iubesc foarte mult să se adune la un loc și să asculte muzică românească. Chiar acum, cred că 2014, dacă mi-aduc bine aminte, 2012, pardon, am avut ocazia să cânt chiar în Bilbao, în Spania și în Padova, în Italia, pentru românii de acolo, chiar din identitate de ziua națională a României. Două evenimente frumoase. Și, într-adevăr, vii foarte încărcat de acolo, cu o energie pozitivă, când îi vezi pe români că de mult își iubesc țara și că de mult duc dorul la ceea ce se întâmplă acasă, mă rog, dorul de casă, de sat, de prieteni, de familie, de obiceiuri și așa mai departe. Da. Vreau să te mai întreb, care e reacția străinilor, nu știu. Eu te-aș vedea, drept să spun, și pe scenă cântând într-un cor la Oktoberfest. Mi-ar plăcea, în afară de muzica aia bavareză, să zic, oh, cântă Cristi. Cred că s-ar bucura și nemții. Ei reacționează, de obicei, bine. Da, în general, ei sunt receptivi la dansuri populare. E mult mai ușor, pentru că, neînțelegând limba, e mult mai ușor să vadă limbajul trupului, să vadă pe dansatori dansând, figurile, dansurile, ponturile, altfel le percep dansurile. La cântat, pur și simplu ascult. Dacă le place ceea ce aud, dacă aud o voce frumoasă, caldă, un instrumentist de valoare, îmi dau seama că sunt ok și zice, bun, ok. Zergut, zergut. Acum, dacă ne zic și nemții un ales gute, zicem și noi încă o dată la mulți ani și am pregătit încă două piese, Cristi a pregătit două piese superbe. Care, de suflet. În care nu poate să treacă niciun 1 decembrie fără să le auzim și fără să ne simțim așa patrioți, măcar o dată, că după aceea, după noi cu patriotismul stăm ca în subțire, ne strângem numai când nu trebuie. Dar de 1 decembrie te simți așa, știi, să te duci la luptă. Dacă acum, da, de exemplu, domnul Putin ar face un, o să zic, o, bă, cam puțină vodcă, să trecem dincolo, a? Nu, ca, ne-am strânge. Melodia următoare. Treceți batalioane? Române. Carpații? Nu, ruse, carpații. Deci române carpații, da. Și încotro. Nu, apropo, să știi că asta e o întrebare care aș pune la o cameră ascunsă. Încotro treceau batalioanele carpații. Dacă îi întrebi pe cei tineri de elevi, să vezi că care cum o să-și dea. Stai să mă gândesc, ce autostradă era pe vremea? Nu știu, încotro treceau. Da. Bun, treceți batalioanele române carpații și... Basarabia frumoasă. Basarabia. Da, Basarabia acum e mai multă vodcă, dar e tot frumoasă. Cristi, să te ascultăm. Căci frații în veci vor fi frați. Un cântec istoric, bătrân ca unii de-a. Voi, compatrioți, ascultați. Treceți batalioane române.
de Carpații, la arme cu frunze și flori. M-așteaptă izbânda, m-așteaptă și frații, cu inima la trecători. M-așteaptă izbânda, m-așteaptă și frații, cu inima la să ducem
pețitor, pețitor, scumpul nostru tricolor. Îți aducem pețitor, pețitor, scumpul nostru tricolor. Pețitor, scumpul nostru tricolor. Că-ți aducem pețitor, pețitor, scumpul nostru tricolor. Basarabie frumoasă, să-ți aducem pețitor, pețitor, scumpul nostru tricolor. Să-ți aducem pețitor, pețitor, scumpul nostru tricolor. Acest pământ decât să mori ca un erou înfășurat în tricolor. Nimic pe lume nu-i mai și mai frumos pe acest pământ decât să mori ca un erou înfășurat în tricolor. Îți aducem pețitor, pețitor, scumpul nostru tricolor. Să ducem pețitor, pețitor, scumpul nostru tricolor. Că să ducem pețitor, pețitor, scumpul nostru tricolor. Că să ducem pețitor, pețitor, scumpul nostru tricolor. La mulți ani, România! Mulțumim foarte mult! Un moment deosebit și astăzi. Da, batalioane. Române Carpații. Da, acest cântec știu că îi place foarte mult asistente voastre, Maria, și vreau să vă spun că l-am cântat special pentru ea și pentru toți românii care ne urmăresc. Ți-a plăcut mult? Da. În această dimineață. Mulțumesc frumos și, cum spuneam și la începutul emisiunii, ne face o adevărată plăcere că ești alături de noi, alături de români, să începem un 1 decembrie așa cum se cuvine. Cu muzică frumoasă, cu muzică din Banat și cu Banat din Ardeal. Da, din Ardeal, din Banat, de peste tot. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumim și celor de la Cocoș de Aur pentru bunătățile pe care n-am apucat, dar fi sigur că imediat o să... În partea asta nu mai vreste nimic. Nu uitați, tot ce s-a întâmplat live în această dimineață o să revedeți pe canalul de YouTube. Oriunde v-ați afla în lumea aceasta. Da, și încheiem, încă o dată, la mulți ani români, la mulți ani România. O să vă spună și oaspeții noștri, Cristi o să vă spună. Iar orchestra o să termine în felul ei special, un cadou pentru voi, un colaj foarte scurt, că atâta ne permite timpul, pentru toți cei de pretutinde. Așa că încă o dată, la mulți ani români, la mulți ani România. La mulți ani tuturor, multă sănătate și bunul Dumnezeu să binecuvânteze pe români și România.